Unde mă aflu? Unde mă aflu? Unde mă aflu? A fost prima întrebare pe care mi-am pus-o când, deschizând ochii, m-am pomenit într-o încăpere străină. După 16 ore de drum anevoios, ploaie și vânt, ajunsesem în sfârșit la cabana Dor de Munte. O țuică băută mele răsuflate, câțiva bărbați la una dintre mese, un cabanier excesiv de amabil, odaia focul din sobă duduind înghietor și dorința legitimă de a dormi fără întrerupere. Eram în concediu. Aplecându-mă să-mi iau țigările, privirea mi-a fost atrasă de un plic alb, obișnuit, strecurat pe sub ușă în timp ce eu dormeam. După cum desigur ați observat, plouă de câteva ceasuri. Asta înseamnă că drumul spre cabana a devenit impracticabil. Mai înseamnă că, volens nolens, suntem, cum s-ar spune, izolați de restul muritorilor. Ca să nu vă plictisiți, îmi permit să vă ofer o șaradă. Cineva din grupul nostru își va lua curând adio de la cele pământești, datorită mie. Vreau să comit o crimă care nu va fi supusă niciodată rigorilor legii. Încercați să mă împiedicați. P.S. Nu vă pierdeți timpul cu deducții grafologice. Ce glumă tâmpită. De cum am coborât, m-a izbit aerul fierbinte învelit gros în fum de țigară. Patru bărbați, angajați într-o partidă de poker, filau cărțile cu o patimă evidentă. Cabanierul, aplecat deasupra barului, urmărea jocul cu emoție nefirească, în timp ce mâinile ștergeau mecanic un pahar. Un individ negricios, cu privire mobilă, cu față gălbuie ca de Crisov, se mișca necontenit printre jucătorii, schimbând fără nicio noimă posturile unui tranzistor. La cealaltă extremitate a încăperii, singur la o masă, un alt bărbat, cu eleganță studiată în mișcări, își umplea din când în când un pahar cu apă minerală în care storcea puțină lămâie. Exceptând omul cu apa minerală, toți fumau. I-am cerut cabanierului o țuică. Și pentru a doua oară de la sosire, când a dat cu ochii de mine, mi s-a părut către sare. Da. Peteșghea, în imediată apropiere, am observat telefonul. Fără vreo țintă anume, am ridicat receptorul. Șapte perechi de ochi se întoarseră spre mine. Cordonul era smuls, iar microfonul strivit. De ce fusesem avertizat? Îi observam pe rând, ochii neștiind unde să zăbovească. Cei șase, de fapt unicii turiști de la cabana Dor de Munte, colegi de serviciu din câte înțelesesem, făceau totală abstracție de mine. Da, Ionescu a murit înjunghiat. La câteva ceasuri doar, cadavrul lui Vasiliu spânzurat făcea mărturisiri postume, atribuindu-și crima, dar, și asta nu intrase în calculele criminalului, își mărturisește încă o dată inocența. Cu această sinucidere, în mod firesc, povestea trebuia să ia sfârșit. Crimă comisă de un descreierat care își curmă zilele recunoscând. N-am reușit. Adică nu izbutise o crimă perfectă, nu izbutise să preîntâmpine ori să neutralizeze bănuielile. Cineva montase un spectacol lugubru destinat unui singur spectator. Eu. Dar cadavrul lui Vasiliu își mărturisește încă o dată nevinovăția. Vasiliu a murit strangulat. Nodul complicat al lațului aparținea degetelor unui marinar. Pe marinar îl mai trăda și cărarea de urme, redând mersul caracteristic cu vârfurile înăuntru al celor care își caută mereu echilibru. Deci, avem de-a face cu un bătrân lup de mare.
Șena mare s-a jucat de fapt în prima seară, profitând de ceață și de umbrele serii care se lăsau, criminalul l-a împins pe Ionescu în apă, dispărând în tufișurile de jepi. Apoi, superb alibi al bunelor sale intenții, tot el s-a aruncat în apă ca să-l salveze. Deci, Ionescu, pe lângă o soție frumoasă, avea și o comoară. Mai exact, deținea secretul unei comori. Îl moștenise de la un marinar, de la tatăl său. Pe când era el copil, taică-su, i-a tatuat secretul. Băiatului i s-a tatuat pe șoldul drept desenul locului unde marinarul ascunsese comoara. Ăsta e mobilul crimei. Ăsta a fost și testamentul tatălui.